Inițial, Fred Oquendo fusese numit contenderul oficial, însă portoricanul a refuzat o bursă de $500.000, motivând că timpul alocat pregătirii pentru un astfel de meci este prea scurt. Grație palmaresului impecabil, Dinu a primit oferta de a încrucișa mănușile cu Gerald Mirror și a acceptat. Imediat după ce a fost anunțat că are o șansă la titlul WBA, Bogdan Dinu și-a făcut bagajele și se pregătește să decoleze către America pentru conferința de presă în care se va anunța afișul pentru meciul care va decide campionul mondial la această versiune. Presa de peste ocean titrează că meciul dintre Dinu și Miller a fost pus la cale după ce deținătorul centurii, Manuel Char, a fost depistat pozitiv în urma unui test antidrog. Culmea, dacă pugilistul buzoian va deveni campion, ar putea încrucișa mănușile cu Anthony Joshua pentru unificarea versiunilor IBF, WBA și WBO.